Veste bună pentru fermierii nemțeni. Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură anunță că și-a prioritizat plățile pe care le are de făcut către fermieri. Sunt încă sume importante pe care agricultorii nemțeni le așteaptă și cum termenul limită pentru achitarea subvențiilor este 30 iunie, APIA trebuie să găsească o soluție și să se grăbească să finalizeze toate plățile aferente anului 2015. În momentul de față, mai bine de 190.000 de crescători de animale din județul Neamț, dar și din întreaga țară își așteaptă subvențiile pentru anul de cerere 2015, iar în acest moment nu au primit de la APIA o dată exactă pentru debutul plăților după data de 25 mai, anunțată inițial, dar care nu a fost respectată. Există însă și vești bune pentru nemțenii care dețin ferme zootehnice și au de încasat plăți de la APIA pentru această ramură. Referitor la sprijinul financiar aferent sectorului zootehnic, precizăm că APIA va începe efectuarea plăților după finalizarea tuturor verificărilor administrative prevăzute de legislația în vigoare și implicarea acestora în sistemul informatic, această activitate reprezentând o prioritate pentru agenție. Crescătorii de animale nu au fost încă informați oficial de APIA care este efectivul eligibil la plată sau care sunt progresele pe care le-au făcut de când modulul pe zootehnie a fost funcțional.